Din această fermă pleacă zilnic către marile magazine ouă la 55 de bani bucata. Pe raftul la market, ouăle produse în mehedinți de găini crescute la sol, adică cu cifra 2, se vând cu 18 lei 30 de bucăți. În timp ce ouăle importate, cifra 3, produse de găini crescute în boxe, adică mai slabe calitativ, sunt și 23 de lei cartonul cu 30 de bucăți. Administratorii spun că ferma din Mehedinți produce zilnic 15.000 de ouă, mult sub cerințele din această perioadă. Producția este aproape de maxim. Deja mai așteptăm să mai crească un pic, deoarece găinile sunt tinere, noi le-am schimbat în vară. Cum merge vânzarea? Vânzarea merge excelent, este o perioadă bună și pentru noi, dar noi sperăm să ne acoperim acum pierderile din vară. Am venit să iau de aici ouă, că am mai luat și alte dăți. Și de data asta chiar nu sunt, zice că toate au fost trimise către magazine. Cum vi se par ouăle în magazine? Sunt scumpe? De data asta s-au scumpit foarte mult. Sunt exagerat de scumpe. Proprietarul fermei spune că nu am avea creșteri așa alarmante ale prețurilor la ouă și alte alimente de bază dacă am produce în țară. Dar cum România nu-și poate asigura nici măcar 30% din consum și depindem de importuri, prețurile fluctuează în funcție de piața externă. Fermierii care vor să investească nu sunt sprijiniți de statul român, așa cum s-a întâmplat în Polonia sau în vestul Europei, și de aceea deficitul de ouă în România este scăzut. Cornel Stroiescu are în acest moment două hale și 20.000 de găini ouătoare. Fermierul ar fi vrut să ajungă la 100.000 de găini, dar nu a avut nicio bancă dispusă să-i financeze investiția și este nemulțumit că statul și băncile nu încurajează investițiile românești.